Noapte de coșmar pentru locuitorii unui bloc din Ovidiu. O explozie puternică urmată de un incendiu a semănat panică printre locatari, iar zeci de persoane au fost evacuate de urgență. Martorii spun că totul s-a întâmplat în doar câteva clipe. Imediat după explozie, locatarii au sunat la 112. Până la sosirea pompierilor, mai mulți bărbați au intrat în apartamentul în care s-a produs explozia și l-au scos afară pe proprietar, care fusese prins în baie, fiind grav rănit. Bărbatul avea arsuri severe și a fost preluat de urgență de echipajul SMURD și transportat la spital. Pentru stingerea flăcărilor și evacuarea locatarilor au intervenit pompierii de la ISU Constanța. După ce s-au asigurat că pericolul a trecut, aceștia au permis locatarilor să se întoarcă în apartamentele lor. Astăzi, la lumina zilei, specialiștii au evaluat pagubele și au făcut cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației.